Bună tuturor, eu sunt Camelia și am venit cu partea a doua a colecției mele de rujuri. O fac în aceea zi pentru că nu o să mai am timp după. Poate, nu promit, poate o să le unesc între ele ca să fie un singur video. Acum nu știu ce să zic, să fie undeva la vreo 40 de minute un video, cred că este destul de plictisitor, așa mai bine îl pun pe bucăți. Eu așa consider. Mă rog. Haideți să vedem. Să continuăm. Sper să încerc mai multe rujuri de data asta, să nu fac 3 părți, să fac decât 2. Dar, na, acum vedem. Oricum, nu le-am pe toate aici. Mai am prin casă, dar eu știți cum fac? Le iau, le bag în toate gențile posibile și după aceea nu le mai găsesc, efectiv. Când vreau să le adun pe toate, nu pot să le adun pe toate, pentru că una o am pe dulap în partea înaltă, unul l-am la baie, unul l-am în geanta, nu știu care, unul și tot așa. Și am încercat să le strâng o parte din ele, dar nu. Nu știu dacă le-am strâns chiar pe toate. Da? Este vorba despre... Focalizează pe asta. Nu, lasă în fața, te rog. Focalizează pe asta. Cum? Nu mai vedea nimic. Da. Așa arată. Bun. Arată destul de bine pe fața mea. Da. Este de la de la Avon, Perfectly Lipstick. Mat lipstick sau ceva gen. Așa. Este acela care are ambalajul așa catifelat. Este în nuanța Peach Flutters. Păi haide, lasă în fața. Da, hai să focalizez. Bun, așa. Bun. Haideți să vedem următorul. O să vă arăt încă unul din aceeași gamă. Dar întâi să mă demachiez. Mă rog. Chestii ciudate. Bun. Asta e în nuanța Berry Blast. Mă rog, nu... Nu dorește să focalizeze. Nu-i nimic. Focalizez eu. Este în nuanță mai închisă. Și arată buzele mele. Asta este. Arată destul de bine. Așa. Acum nici că eu n-am păr în cap. Următorul. Să vedem dacă găsesc o din astea. Da, uitați o din asta. Reed Supreme. Bun. Sunt mai rezistente decât acelea mate noi de la Avon. Așa arată. Da, gata. M-am încurcat prea mult. Și trebuie să avem timp să facem. Să filmăm cât mai multe. Așa. Bun. Hai să vedem. Următorul, tot din aceeași gamă. Următoarele, de fapt. Nu mai am. Eu știu că parcă mai aveam din astea. Sunt decât 6. Parcă avem mai multe. Sau decât 6 aveam. Nici nu mai știu. Deci v-am spus, eu nici nu mai știu ce am prin casă. Hai că începem cu Peach Flutters, parcă vi le-am arătat. Da. Nu știu ce caută Peach Flutters încă o dată, dar soarta. Atunci rămâne Pure Pink. Nuanța Pure Pink, așa, nude, mai naturale. Și mi-e plac nuanțele astea, care... Bine, roșu nu e nude. Am descot așa prea mult în evidență. Am uneori, așa, simt nevoia să nu ies prea mult în evidență sau un machiaj așa natural. De obicei, cam așa sunt eu, nu-mi place. De aceea nu mă dau nici cu fond de ten, nu prea... Așa, încerc să fiu cât mai naturală, dar bine, trebuie să te aranjez un pic, că nu... Na, așa. Așa arată.
Eu zic că arată destul de bine și chiar se potrivește și cu fardul. Da, așa arată. Haideți să vedem următorul, după ce o să mă șterg cu punând demachiant. Și chiar s-a șters destul de ok. Mai bun mai bună discheta demachiantă singură. Aceasta este nuanța Melrose Mocha. Am avut foarte multe comenzi. Așa arată. Este cam ciudățel așa pe buzele mele. Este cineva e? Bun. Haideți să vedem ce mai am aici, că văd că mai am o cutie. Mai am un ruj de la Epic. Wink of Pink se numește. Da. Așa arată. Trebuie să vă arăt așa. Destul de ok. Este un roz așa mai perlat. Destul de ok. Nu știu dacă arată chiar foarte bine pe buzele mele. De fapt, parcă ar fi așa un natural, așa mai... un ruj așa mai chiar natural. Culoarea buzelor mele doar cu un pic așa de luciu mai special. Da, chiar e destul de interesant. Sunt destul de interesante astea de la Epic. Cred că o să mai iau. N-am decât 4 și cred că o să mai iau. Și din acestea de la Epic. De ce nu? Chiar sunt... dacă mai găsesc pe parcurs, rămâne să mai fac un video. Acesta este Rebel Red, ruj de la MAC. Rămâne să mai fac un video, nu? Pe parcurs, nu? Mai încolo, când le mai găsesc. Și mi le pun frumos în ceva, văd eu, un porfard. Ceva, că nu mai are timp dacă se grăbește. Pum, pare că sunt multe care fac așa. Haideți să vedem ăsta. Ăsta l-am primit cadou de la Avon. Era odată cu niște produse, bla bla bla. Așa arată. Mi-a plăcut destul de mult. Este Lip Gloss. Este un gloss de buze. Ultra Glaze World Absolut. De Avon. Așa arată. Da, interesant. L-am primit cadou. Nu mă întrebați unde îl găsiți, că... Pardon, probabil că îl găsiți în ofertele reprezentate. Așa. Astea. Și astea două le mai am. Le scop pe toate, că văd că mai am și niște creioane și filmele. Vreo 4 nu știu ce caută pe aici. Probabil că nu mai avem unde să le mai pun și le-am pus acolo. Dar nu le-am scos, că nici nu m-am uitat în asta, în porfart. Să văd ce și cum. Iar trebuie să-mi fac baie la cap, îmi stă părul ca nebun. Și s-a și îngroșat un pic. Nu știu, m-am săturat așa de el. Nu mai suport, efectiv. Da. Victoria Silk Touch este o marca de cosmetici din Jumbo. O găsiți în Jumbo. Bun. Este, nu știu, nuanța... Pauza. Nuanța o scria pe cartonașul acela care a venit el în pachetat, dar nu vă dați seama că nu-l țineam în cartonul ăla. Dacă avea o cutiuță sau ceva, cum au astea de la Avon, probabil că îl țineam. Dar așa, nu. L-am desfăcut de tot. Îmi place foarte mult. Usucă buzele foarte tare. Nu e rezistent la transfer, dar e mult mai rezistent decât alea la 20 de lei de la Avon. Sincer. Și pe ăsta am dat vreo 9 lei sau 8 lei sau... Pe undeva pe acolo, nu știu, le-am luat mai de mult. Și chiar vreau să ajung în Jumbo, o să mai iau din acestea. Pentru că îmi plac foarte mult. Îmi plac foarte mult. Chiar dacă știu că mi usucă foarte tare buzele și așa, vi le hidratați frumos înainte,
ca să nu aveți probleme chiar așa grave, chiar ți le-o scot destul de tare, dar mie îmi place foarte, foarte mult, chiar îmi place mult. Mi se pare mult mai rezistent decât ăla. Acum, nu, e sincer părerea mea, îmi plac foarte mult astea de la Jumbo. Bun. Haideți să, acum, tot de la Jumbo, e tot de la Victoria Siltaș. Așa, uitați, nu este nicio nuanță, nu este nimic, vedeți? Decât nici aici, în capă, nu. Nu vă mint. Chiar nu este nicio nuanță. Nuanța este pe acel cartonaș. Și ne-am machiat tot acolo acasă, știți? Că era la o verișoară de mea, eram la o verișoară de mea. Și eram la bunica mea și la bunica mea s-au strâns toți. Pentru că sunt foarte mulți de departe. Cum aș fi și cum sunt și eu. Bunica din partea mamei mele este din Târgu Neamț. Și destul de departe, vă dați seama, 400 și ceva de kilometri. Și așa și alții au venit de departe și automat că am stat toți la bunica mea și ne-am ghesuit acolo. Și acesta, uitați ce bine arată, îmi place foarte mult și mie. Acesta, când l-au văzut pe buzele mele, toate au vrut să se dea cu el, să le dau cu rujul meu. Și bineînțeles că marea majoritate am fost date cu același ruj. Da, pentru că le-a plăcut foarte mult ăsta de la Geamă. Chiar le-a plăcut mult. Și mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Asta l-am primit cadou la Ivon. E nuanța Raspberry Ripple. Made in Poland. Ok. De la Color Trend. Hai să vedem. E un roz din acesta închis. Ăsta pot spune că e un roz bombon. Uitați cum arată. Și arată. Să vă le arăt încă o dată. Arată super bine. Da. Este foarte cremos. Tot cadoul l-am primit. De la ei. Nu le-am pe toate. Efectiv, nu le-am pe toate. Așa arată. Vai, și miroase bestial ăsta. Dacă știi voi de unde am luat eu ăsta, e un magazin de... Mă rog, așa arată. E un magazin chinezesc aici la mine, adică în oraș. Eu nu stau în oraș, stau la 20 km de oraș. Și... Și l-am luat de cred că de vreo 8 luni. Sau mai bine de 8 luni. Și încă miroase, frate, încă miroase super bine. Atât mai am din el, bine. Nu l-am consumat foarte mult. Îmi place foarte mult asta. Și arată bestial. Chiar arată bestial. Este unul din rujurile ieftine pe care îl iubesc. Ca cel de la Jumbo. Așa arată. Îl ador. E doar așa, culoarea. Cum am spus, îmi plac culorile astea și mai... nude. Dacă le pui, e destul de vechi. Dar e și consumat. Ce să mai... Nici nu mai vezi nuanța. Acesta l-am primit cadou. Oricum era... E un ruj foarte bun. De fapt, un gloss. Așa arată. Nu mai știu de la ce firmă este, pentru că s-a șters, fraților. Atâta timp s-a șters. Așa arată. Bun. Acesta a fost toată colecția mea de rujuri. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog frumos să-mi dați un like, un subscribe. Pe curând. Ne vedem într-un alt clip. Bye!